Salutare toată lumea! Astăzi, pentru prima oară în acest canal, vom face un prank. Și acestea sunt materialele necesare. Să începem. Nu știu cui să îl fac, așa că va mai dura ceva până aleg persoana. Avem aici telefonul din povestea. Cum i-am stricat iPhone-ul. Și cutia mea de iPhone de la telefonul acesta. Acum o voi scoate și vom pune aici această hârtiuță pe care scrie prank. Nu știu dacă am scris bine, dar în fine. Iar acum vom pune acest telefon aici. L-am pus așa cu spatele pentru că se vede mult mai fain cu spatele, iar apoi când îl întoarce va vedea hârtiuța cu prank. Oricum va ști deja că este un prank. Punem înapoi aceste hârtii și închidem capacul. Acum cu această folie transparentă care e mov, dar de fapt este transparentă, îl voi înveli să fie ca nou. Ne revedem după ce îl învelesc. Ok, l-am împachetat. Arată destul de fain, dar pe laterală nu prea mai arată atât de fain. Dar nu cred că va observa că e un prank. Nu își va da seama, cu siguranță. De fapt, nici nu știu cum o să-i fac. 128 de GB. Și nu am hârtie de împachetat cadouri, dar îl voi pune în această pungă. Aici este și voi sigila punga. Ok, prieteni, am sigilat-o și este perfect. Acum trebuie să găsesc pe cineva cui să-i fac acest cadou, adică acest prank. Ne întoarcem peste câteva zile. Am un cadou pentru tine. Deschide. De ce e cadrul ăsta? Să e cilindru. E un pecat. E sigilat. Mă, nu pot să trag ăsta de aici? Ristinat, cu foarfecă? Da, bine, 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 bine. Sau pot să trag direct astea, dacă vrei. Da, încearcă. Ah, da, merge și așa. Desigilezi. Nu știu ce să zic. Văd zâmbetul ăla pe fața ta, știu. Știu că e o glumă. Ce glumă? Să nu pun cadou. Mm-hmm. Da. Am zis că îi dau primei persoane care vine la mine. E cutia ta de iPhone goală? Sau cu un Nokia 3? Cu Nokia 330. Așa, doar trage-o. Știam eu că era cutia ta de iPhone. Care ai sigilat-o din nou pentru că se vede de aici. Și știu că este un Samsung. Vechi. Nu e niciun Samsung. Vrei să-l desfac? Da. Ești mică doar să văd cutia. Sigilat. Ha? Nu e sigilat. Vreau eu să-l sigilez așa? Există stațiuni și cred că o să văd ce e înăuntru. Ceea ce nu o să fie un iPhone. Ba, e un iPhone. Pupa, eu, că nu e. Ia, hai să... Oh, boy! Ce bun e! Așteptam, nu? Prank! Dar știam asta. Dar asta măcar mai merge? Nu. Ăsta e telefonul
din povestea cu cum i-am stricat eu iPhone-ul și ia uite acolo. Mă așteptam. Bă, frate, s-a prins din prima. Da, era logic. Putem la rupe da. Următorul. E, lasă. Ok. Da, băi, fraților, deci s-a prins din prima. Are un pistol. Ok, acesta a fost prank-ul nostru. Na, este o postare așa, ca să ducă dorul poveștii, care încerc să o fac să apară luni, pentru că de acum vreau să postez în fiecare luni câte o poveste. Dar chestia este că terminasem toate personajele de făcut din poveste și mă apucasem de ea. Am stat 3 ore să fac toate cele 7 personaje și mi se stricase netul, am uitat să salvez, am dat refresh la pagină și s-au șters personajele. Așa că am zis, da, lasă personajele alea acolo, că nu mai am eu niciun chef să le fac, dar o să-mi termin temele sâmbătă și duminică mă apuc de ea. Ok, prieteni, eu am fost Boogie și noi ne revedem probabil luni cu povestea care va fi. Bye!